Alin Abricop, fost administrator la Asociația de Proprietari numărul 184 din Târgu Jiu, a fost acționată în instanță de actualul administrator de asociație, fiind acuzată de fals în acte și înșelăciune. Judecătorii au decis că tânăra Alin Abricop a comis faptele de care este acuzată și au condamnat-o. Procesul s-a judecat pe data de 23, a rămas prin condamnarea lui Abricop Alina la un an pentru faptă și 6 luni pentru înscrisuri incorrecte în documentele, în registru de casă și înregistrările care s-au făcut pentru a în plus. Locatarii de la Asociația 184 au rămas în nenumărate rânduri fără apă la robinet anul trecut, întrucât, după cum spun ei, Alin Abricop nu a plătit distribuitorului de apă banii încasați de la oameni. Asociația 184 este una din primele asociații care s-au hotărât să scoată contoarele în afara proprietății, astfel încât apa regio sau reprezentanții apa regio să poată să citească separat contoarele și în același timp să facem facturi individual pentru fiecare locatar al condominiului. Alin Abricop este obligată de lege să plătească atât cheltuielile de judecată în valoare de 800 de lei, cât și cei aproape 15.000 de lei sustrași din gestiune.